În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului. Iubiți credincioși, marele praznic al intrării Mântuitorului în Ierusalim este așezat, calendaristic vorbind, după cum s-au așezat evenimentele acum 2000 de ani în urmă. Și anume, imediat după învierea lui Lazar, celui mort de 4 zile, Mântuitorul vine din Betania către Ierusalim. În Ierusalim însă i s-a organizat oarecum o intrare, pentru că deja faptele Mântuitorului intraseră înaintea lui în Ierusalim, adică se auzise despre el. E foarte frumos atunci când faptele merg înaintea omului. Despre Mântuitorul se aflase că vindecase pe orbi, luminase pe orbi, îi vindecase și îi ridicase din pat pe cei neputincioși, pe cea cu scurgerea sângelui o vindecase, înviase pe fiul văduvei din Ain, pe fiica lui Iair și acum pe Lazar. Deci deja lumea știa de Mântuitorul. Și s-a organizat, așa cum am spus, un soi de întâmpinare, un soi de primire într-un oarecare fel. Pentru că toată lumea îl căuta și pe el, atât pe el, dar mai ales pe Lazar, care se întorsese din lumea cealaltă după ce 4 zile fusese, ca să spunem așa, cetățean Schengen. Fusese cu viză pe lumea cealaltă și lumea, vă imaginați că îl întrebă, câți n-am vrea să-l întrebăm acum pe Lazar, bă, tată, cum e? Am auzit multe vorbe spuse de oameni intelectuali. Când se vorbește despre moarte, spun, n-a venit nimeni de acolo, bă, fraților, a venit, mă, de acolo, a venit. A venit Lazar, a venit fiica lui Iair, a venit fiul văduvei din Ain, a venit fiul văduvei din Sarepta Sidonului, înviat de prorocul Ilie Tezviteanul. A venit Mântuitorul de dincolo. Cum puteți să spuneți că nu știți ce e pe dincolo? Dar revenim la intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Și atunci când a fost întâmpinat, i s-a făcut o primire ca unui rege. Dar orice rege care venea să-și anunțe timpul mandatului său, o făcea nu cu vorbe sau cu afișe, cum se face acum, vin eu și fac și dreg. Nu se făcea cu afișe. Se făcea cu atitudine. Dacă îl vedeai că vine pe călare pe cal, ziceai, tată, dacă aveai fete, Doamne, mulțumesc că n-am băieți, că ăsta e cu războiul. Dacă venea mai blând, așa pe un cal, mai cu blândețe, era un om care se gândea și la cultură și aveau vremuri de pace cei care îl primeau. Mântuitorul astăzi a venit pe treapta cea mai de jos a smereniei, pe asin și pe mânzul ei. Venind așa, cei care îl așteptau, vă imaginați că s-au împărțit în două, cum se împart taberele în general. Unii pro și alții contra, adică cei care așteptau să scape de romani, să vină unul care să dea cu biciu, au zis, data viitoare. Cei care vroiau într-adevăr pe cineva mai blând au zis, hai că s-ar putea să fie ceva. Dar cel mai bine l-au întâmpinat copiii. Copiii care au început să strige, Osana fiul lui David, bine este cuvântat cel ce vine pentru numele Domnului. Iubiți credincioși, n-aș vrea să lungesc prea mult cuvântul și aș vrea să încep o tratare pe această temă. Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Să știți că Domnul vine la noi mereu, decât că noi nu suntem atenți că este Domnul. Și îl gonim și nu îl lăsăm să intre, nu îl lăsăm să pătrundă. Cel mai mult mi s-a deschis mintea la această idee când, acum vreo 2 luni și jumătate, mă aflam cu tata socru la spital.
trebuia să facă un remene. Acum, remene mi-a ajutat Dumnezeu până la vârsta asta să nu știu ce înseamnă fizic vorbind. Decât că știu că te duci acolo ca un aluat de pâine, să dospești într-un cuptor, să vadă brutarul cam despre ce e vorba, ce face din coca aia, dacă mai e bună de cozonaș sau dacă nu o face prescură direct. Și acum hai să îl pregătim. Bă, tată, una alta, zice, da, dar eu mă cam tem de spații închise, una alta, se numește claustrofobie, cum zic doctorii, mi-au mai zis, aoleo, zic, măcar dacă nu știa omul, dacă nu știi că ai așa ceva, te duci. Îl duceam eu cu vorba. N-am reușit. Și bă, tată, uite care e treaba. Trebuie să faci, dacă te sedează ăștia, nu mai analiza cum trebuie. Deci trebuie să fii conștient. Zic, acum ai două, ai alternativă la a nu te duce, care nu există pentru că trebuia să se ducă, poți să te gândești la alema ta, să nu lași panica să se instaleze. Acum eu l-am pregătit, dar l-am pregătit că o să stea acolo 5-10 minute, un sfert de oră maxim. A durat o oră și un sfert. Când a ieșit de acolo săracul alb, așa ca barul, zice, tată, am zis toate poeziile pe care le știu. Și norocul lui este mare că a fost la școală în perioada în care se învățau poezii. Acum nu știu dacă se mai duce vreunul dintre copiii ăștia la vreun, Doamne ferește, la vreun remene sau, mă rog, și dacă n-au tableta cu ei, cucu, s-a terminat. Fără tabletă, poezia e pustiu. Gata, s-a terminat. Ei, problema este următoarea. Când mi-a zis că a zis toate poeziile de vreo 5 ori, mi-am dat seama cât de multe poezii știa. Foarte multe, adică într-o oră și un sfert, mult. Dar, fraților, m-am gândit eu ce fac dacă mă ajunge și pe mine, poate, vârsta lui de să sar de 70. Eu zic că sar de 90, acum eu mă trag mai mult pe Părintele Arsenie decât în partea cealaltă. Și acum mă gândeam eu ce să fac, tată, cum, ce, câte poezii, mai știu câteva poezii, nu e problema asta. Dar astăzi, la Sfânta Liturghie, când făceam proscomidia, zic, e, tată, păi dar poate să facă ăștia vreo 3 ore de remene, că fac vreo 2 liturghii de-a Sfântului Ioan, o liturghie a Sfântului Grigorie, de Grigorie Dialogul, și zic, am ce face. Dar asta ce înseamnă? Să-L primești pe Dumnezeu în tine. Dacă nu îl primești pe Dumnezeu în tine, primești panica, pentru că în tine trebuie să încapă ceva. Mi-aduc aminte că eram în anul întâi la seminar, acum 30 de ani, pe vremea noastră, vă imaginați ce greu a trecut, și Părinte Director ne-a spus într-o zi despre o vizită pe care o primise el cu un an de zile înainte, de-abia se instalase de curând director al seminarului, și frații cu ochii albaștri, așa ziceam noi, care stăteau peste drum acolo la seminar, veneau să-și verifice candidații, că aveau și ei pai lor. Cu mulți am fost colegi, dar au fost mai mult noi colegi cu ei decât ei colegi cu noi. Și trebuia să dea cu subsemnatul. Și la un moment dat intră respectivul în clădirea seminarului, o clădire respectabilă, dita mai clădirea făcută din 1836, clădire datorită căreia s-a descoperit tezaurul de la Pietroasa, pentru că atunci s-au săpat să ia piatră pentru seminar și au dat de cloșca cu pui de aur. Așa ca să știți, printre altele, în ce școală am învățat eu. Acum nu se mai învață în școala aia, că nici muzeul nu mai e. Să vedem poate colegul care acum să o mai reabiliteze puțin. Dar pe vremea aia era o școală vie. Și a intrat omul liniște mormânt. Și a intrat în panică. Păi vă, fraților, eu nu știu că le-am dat drumul la ăștia acasă. Trebuia să știe și ei că dacă se dădea o învoire generală, prima dată se ducea la securitate, să spună, sunt copiii acasă. Adică să știți, nu mai căutați pe aici. Și l-a chemat pe părintele director, pe care l-a chemat, ia vină cu acea, băi, Cristișoare, le-ai dat drumul la ăștia. Și cum, ce vreți să spuneți? Păi bă, ți-am dat noi voie, ți-am dat vreun aviz, le dai drumul acasă? Păi zice, n-au plecat. Păi unde sunt? În clase. Să fim în clase. Păi aici e clasă de, e școală de băieți, 153 de băieți. Cum poți să-mi spui mie că n-aud nimic și ăștia sunt în clasă? Bă, tu vrei să mă faci chiar așa? Hai, vin la prima clasă. Vin la prima clasă, 30 de inși. Ies ăsta. Încă o clasă, încă 28. Încă o clasă, încă 32. El care era din echipa adversă, să zic așa, s-a închinat. Doamne. Părinte, ce le-ai făcut la ăștia? Le-ai dat cu voaghiazmă mare, cu ceva. Ce e cu ei? Zice, păi,
domnul meu, că noi nu eram putovarăși, că nu aveam voie să zicem tovarăși, că noi eram considerați o școală mai așa, mai pe lângă școală. Domnul meu, noi știm așa de la Sfinții Părinți că dacă nu le dăm noi de lucru, le dă diavolul de lucru. Și am preferat să le dăm noi. Cam așa se întâmplă și cu noi astăzi. Dacă nu-L primim pe Hristos în cetatea noastră, a Ierusalimului, Mântuitorul vine la noi ca să nu încapă altcineva în noi. Fraților, asta înseamnă intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim. Dacă nu li se deschideau porțile, nu avea cum să intre nimeni. Dacă părintele Eugen nu accepta invitația ca eu să fiu aici, vă imaginați că nici eu nu eram aici. Trebuie cineva să-ți deschidă poarta. De asta vreau să vă spun că orice sărbătoare pe care o avem trebuie să fie legată de viața noastră. Noi suntem aici și acum știți ce face diavolul? Cam cum făceau colegii lor mai mici de la Buzău. Ne caută pe acasă, ne caută până odăi, ne caută pe la restaurante, ne caută peste tot. Dar aici au trecut pe lângă biserica asta și nu era zgomot, nu era zarvă. Credem noi că nici gândurile nu erau așa de împrăștiate și au zis, trecem mai departe. Nu, ăștia sunt o mână de oameni. La câtă amamaie avem noi, la cât podul trebuie să treacă lumea și cât înjură, cât să aștepte câte 3-4 înjurături pentru pod de 3 ori pe săptămână, 4 ore și acum mai înjură și noaptea. Când vii cu 5 minute înainte după ce s-a tăiat linia, vă imaginați că numai gânduri bune sunt acolo. E o colecție de gânduri, cred că un diavol decât le dirigează așa, cum vin, cum le trimit, ori în stânga, ori în dreapta. Zice, după ora 13 să duc spre Constanța, și până în 13, de la 9 la 13 să duc spre Mangalia. Dar, fraților, ce facem cu această sărbătoare mare a intrării triumfale a Mântuitorului în Ierusalim? De noi ține dacă îi deschidem sau nu îi deschidem porțile. De noi depinde dacă Mântuitorul are loc sau nu are loc să intre în sufletul nostru. De noi depinde dacă îi deschidem poarta sau nu, pentru că noi suntem cei care suntem chemați astăzi să răspundem. Ce facem? Că vine omul călare, nu ne așteaptă război. Mergem cu pacea? Nu v-am întrebat degeaba. Câți dintre noi pot să meargă cu pacea? Adică atunci când ai dreptate și vine vecinul și își reclamă niște drepturi care nu sunt ale lui, vreți să merg cu pacea, părinte? Păi eu v-am întrebat, vreți să vină floriile sau vreți să vină judecata de apoi înainte? Vi le-am așezat în față așa de frumos ca să știți ce alegem. Dacă alegem dreptatea, am închis porțile Ierusalimului. Dacă alegem dreptatea, cu siguranță că trebuie să ne pregătim și noi să vină dreptatea. Păi dacă vrem dreptate, să știți că dreptate nu se instaurează numai aia de la noi la celălalt. S-ar putea să avem dreptate din vreo 2-3 puncte de vedere cu celălalt. Da, să știți că noi nu avem oameni numai sub noi. Cum zicea sutașul, am oameni sub mine și zic unuia să ducă și altuia să vină și unul să duce și altul vine, face ce-i spun. Avem și deasupra noastră. Dacă Dumnezeu îngăduie să se facă dreptate și de sus în jos, nu numai de jos în sus, de la noi, la celălalt. Iubiți credincioși, trebuie să ne întrebăm sincer. Suntem pregătiți pentru pace? Dacă vreți să înțelegem mai mult ce înseamnă să fim pregătiți pentru pace, în primul rând trebuie să ne gândim la copiii noștri, din pe în jur. Sau la vecinii noștri, la oricine. La subalterii noștri. Să știți din capul locului că ei și numai ei au dreptate. Un mic asterix acolo, un mic amendament. Din punctul lor de vedere, cel puțin, așa este. Dreptatea este a lor. Și atunci, nouă ce ne mai rămâne? Dacă ni s-a pus în față dreptatea și pacea, hai să alegem pace. Dacă alegem pace, putem să știm că pe termen lung, această pace pe care o alegem, este de cursă lungă. Vă mai spuneam și altă dată, ispitele sunt mari peste tot. Și în spatele casei mele bate vecinul la tobe. Bate un an, doi, trei, cinci ani.
N-am apucat să-mi ies din fire pentru că nici nu prea stau pe acasă așa de mult. Și când vin sunt așa de obosit încât nu prea mai... Dar am și eu alți vecini care sunt deranjați. Am și eu copiii care sunt în casă. Dar hai, l-am îngăduit, am văzut că nici fetele mele nu prea făceau chiar așa de mare scandal, dar mai ziceau așa câteodată. Vă pomenesc acum vreo săptămână cu o scrisoare la poștă. Dragi vecini, hopa, zic că astea sunt roadele răbdării. Vă mulțumim pentru faptul că l-ați îndurat pe băiat așa și pe dincolo și vă promitem că la primul concert internațional, hopa, zic, mintea e departe, veți primi bilete la loja din față. E minunat. Foarte important, mi-am zis eu. Uite ce înseamnă să ai răbdare. Pentru că dacă era după mine, răbdarea se încheiase de mult. Vreau să instaurez dreptatea. A, dar dreptate nu știi ce însemna. Dreptate însemna așa. Veneau frații de la secție și ziceau, da, are voie să bată toba de la 8 la 16 și de la ora 9 dimineața sâmbăta și duminica și începea să mă fac într-un orar în care nici eu nu mai știam când are voie și când n-are voie. Asta e dreptatea, să știți. Dreptatea atunci când o aduci în arbitraj devine un produs al justiției și se numește justiție, nu se mai numește dreptate. N-are nicio legătură cu dreptatea. Justiția nu are legătură cu dreptatea, să știți. Dacă vreți cumva să aranjați gardul între dumneavoastră și vecin și a schema justiția, atunci este un act de justiție. Actul de justiție înseamnă așa: 10% din valoarea pământului la avocat. Din 6 în 6 luni, avocatul nu mai răspunde la telefon. Și trebuie să-l cauți. Și să-l cauți în afară de banii pe drum cheltuiți, înseamnă încă, hai domne, că dacă tot ai început procesul și el nu-ți spune că a primit de la celălalt o sumă mai mare și atunci începe o licitație. Zice, lasă domne că pierdem procesul ăsta, dar pe ălalt îl câștigăm. De ce? Pentru că nu e vorba de dreptate, este vorba de justiție. Dar am încheiat această paranteză și revenim la ale noastre. Suntem pregătiți pentru a-L întâmpina pe Mântuitorul? Atunci să dăm tuturor dreptate, pentru că din punctul lor de vedere au dreptate, toți, în afară de noi. Noi trebuie să fim cu pacea, să deschidem porțile și Mântuitorul să intre în cetatea noastră și noi să ne dezbrăcăm. Fiți atenți ce gest important au făcut copiii și cei care erau pe lângă Asin. Și-au dezbrăcat haine și le-au lăsat să treacă Mântuitorul peste ele. Știți de ce? Să ne învețe și pe noi ce să facem. Adică să mă dezbrac eu de dreptatea mea, de calitățile pe care crede lumea că le am și să rămân așa gol. Și să spun, frate, acum ia-mi, ce să mai iei? Dacă nu învățăm lucrul acesta, Hristos trece în alt Ierusalim, care e pe lângă noi. Acum să știți cum e Ierusalimul ăsta pe lângă noi. Am aflat că Turefelul din Paris are copii peste tot, inclusiv la nisipurile de aur. Trece și zice, domne, am fost și eu și mi-am făcut poze la Turefel. Ai de mine, da? Și în spate de ce erau doi bulgari? Păi da, e la nisipurile de aur. Așa poate și Mântuitorul. Zice, domnule, am fost în Ierusalim, dar dacă mata mi-ai dat o copie a Ierusalimului, ai zis că mata ai dreptatea mata, mata ești cel mai tare, uite că am trecut și eu la alt Ierusalim. Iubiți credincioși, ne rugăm lui Dumnezeu, mulțumind în primul rând, pentru că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că ne aflăm aici, într-o așa frumoasă zi și într-o așa îmbrăcată biserică pe dinăuntru și pe din afară cu sufletele dumneavoastră, mulțumind celor care și-au pus mintea cu mine, păcătosul și nevrednicul, să vină aici ca să ne bucurăm împreună și cu acestea fiind zise, deschidem săptămâna mare, săptămâna în care Mântuitorul, să țineți minte de la mine și dacă vă contrazice cineva, îi trimiteți la mine. Mântuitorul nu este trist, este bucuros. Mântuitorul n-a fost trist niciodată. Mântuitorul a fost bucuros că și-a împlinit datoria și că a făcut ceea ce ținea de el. Așa trebuie să fim și noi săptămâna viitoare. Să fim postitori veseli, să fim pregătiți pentru lucruri frumoase. Mintea noastră să stea la înviere, nu la răstignire, pentru că răstignirea e trecătoare, învierea este eternă. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem.